La Bărbulețu, sărbătoarea celebrându-se invariabil în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Rădăcinile acestui obicei sunt precreștine și se regăsesc în celebrarea morții și renașterii prin incinerarea unei vechi divinități greco-dacice. Oamenii din comuna dâmbovițeană Bărbulețu s-au adunat pe dealuri pentru a sărbători cum se cuvine Sfântul Dumitru. Au sărit peste foc, s-au cinstit și au împărțit covrici și dulciuri oaspeților. Iar copiii care au adunat mărăcini pentru foc au dojenit în versuri pe cei care nu au participat la acțiune. Marea focului sumetru, băi! Că mâncat cățeaua e dumneavoastră! Și-a mai rămas un bastard și la dalul nostru, băi! Întreaga comună Bărbulețu a asistat la focul lui Sumedru bucurându-se de sărbătoare. Calendarul pastoral al oierilor români este împărțit în două anotimpuri, iarna patronată de Sumedru sau Sâmedru, reprezentare mitică care desfrunzește codrul, și vara patronată de fratele acestuia, Sânt George, care înfrunzește codrul. Cel mai mare foc și bucurie multă, probabil și din cauza anului agricol. A fost un an agricol bogat, iar acum, după încheierea recoltei, oamenii se bucură. Focul semnifică încheierea anului agricol, începerea unui nou an. Și alungarea spiritelor rele, nu? Și alungarea spiritelor rele. Este un moment de sărbătoare. Da, este un moment de sărbătoare pentru toți concetățenii. De fapt, se spune din popor că acum se plătesc datoriile de peste an și purificarea prin foc a anului care s-a dus. Focul la Bărbulețu are rol purificator și regenerator. Cenușa, cărbunii aprinși și alte resturi din rugul funerar sunt luate de săteni pentru a fertiliza grădinile și livezile. Omenirile, precum și rugurile aprinse alături de vechea rituală, trimit la un ceremonial ce are în vedere câștigarea bunăvoinței strămoșilor pentru a asigura în anul ce vine recolte la fel de bune. La 57 de ani mie așa am pomenit și de când se naște și până cât o mai durat aici, bă, mai zice, dacă nu mai e copii mici să întărâte faptul să ajută, să care, bătrânii nu o să mai aducă. Ce semnifică focul Sumedru? Păi un semn care va fi vorba după datină de Sfântul Dumitru și asta zău. Sfântul Dumitru orică vine cu zăpadă, orică vine cu foc, orică vine cu ce a fost, până acum a fost o bine, a fost o căldură și a fost un destin foarte bun. Dar am prins și cu zăpadă, am prins și cu toate astea. A fost un an bun. Un an fericit, nu știu să vorbim, că nu a fost chiar așa, că a fost secetă, dar nu ne ierte Dumnezeu, am luat. În ce prum am făcut, noi am ieșit, dar rezultat. Arde toate spiritele rele, da. Păi da. De cât timp date asta era la asta? Dă-mi mostră-muș. Mostră-muș. Pentru copiii cea mai frumos. Cea mai frumos, da. Ce bucurie. Mai acum ani de zile se făcea cu ciulin, că era copii, era copiii mici ai mei, că era două săptămâni. Cât timp v-a luat? Două, trei săptămâni. Două, trei săptămâni. Da. Am fost cu școală, dacă nu eram în fiecare zi. Aha. Și vă place la focul Sumedru? Da. Odată pe an e focul. Să făcea focuri mai multe. Focuri mai multe. Mai multe. Nu știu cum să spun. Era copii de ăștia mai mult. Acum copilași prea puțin. Când eram copii eram mulți, că eram mărăcini. Cam cât timp vă lua ca să faceți, să pregătiți? A, o luam cu o lună și ceva înainte, că înainte nu era cauciucuri, numai din mărăcini, numai din ale. Făceam adunat acolo, mai ne aduna, era un om neatonic al bănui bătrân, care avea cai și ne aducea mărăcinii cu caii. A lăsat și cu o horă noaptea de focul Sumedru. O lăsa cu o horă și făcea și a doua zi, că acolo s-a adunat toți, după aia adunat toate focurile. Sumedru, băi! Că mâncat cățeaua e dumneavoastră! Și-a mai rămas un bărbat
N-am nimic, plec! Nu mai da așa, Iurea, băi, dă-i și colo, bă, une, băi, dă-i și colo, bă, mai are? Dă-i jos, dă-i jos, bă! Jos la cauciuc, bă! Nu-i băgați pe castane, mă! Bă, bă, aici! Aici nu e nimic! Aici, aici, bă, bă, bă! Bă, acolo, bă! Hai, dacă stai așa, stai, mă, așa, mă, se bagi la urmă! N-au știut de ce fac, cu Corina! Hai, că ia foc din partea! Stai, bă, cauciu, mă, bă, nu știu să ia foc! Bagă-te-o bidonul, mă! Hai că nu e de acolo. Oricum a plecat puternic ăla. Hai că ia.